Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii Subiectul Zilei. În emisiunea de astăzi vom aborda probleme de sănătate, așa cum v-am obișnuit și până acum, mai exact vom vorbi despre ce înseamnă afecțiuni psihiatrice, mai exact despre cum ne influențează schimbările de anotimp, schimbările climei și mai ales cum ajungem știu eu, de la o simplă astenie de toamnă la afecțiuni mult mai grave și mult mai serioase și cum ajungem să cerem ajutorul specialiștilor. Sfaturile le voi obține în această seară de la doamna dr. Maria Cristache, un medic foarte cunoscut Bună cu experiență vastă, medic binevare. psihiatru. Bine ați venit la noi, n-ați mai fost de mult ce drept. Păi. Aveți un program încărcat, dovadă că la cabinet e mult. lume. este, trebuie să zic că este în floare, în ghilimele, dar e de actualitate și ne bucurăm, pe zice, trece adresabilitatea. Oamenilor a crescut și nu mai este aceea reticență care se simțea cu 25-30 de ani. Oameni chiar fără pregătire superioară, oamenii încearcă și reușesc datorită sensibilizării și de mass media și a faptului că oamenii văd că lumea se mișcă și să lucrurile pot fi stăpânite chiar și în dreptul tulburărilor psihice. Unde până în 89, uh, foarte multe din tulburări din bolile psihice erau subiect tabu, și poate și de aici s-au tras uh, atitudinea negativă față de boala psihică, față de pacienți uh, și față de așezămintele de, de, de psihiatrie. Într-adevăr, că trebuie să recunosc ca medic specialist format după 89. Sunt prima promoție și am fost o promoție destul de serioasă, 80 90 când am intrat la cursurile de pregătire. Orientarea către psihiatria americană și anglosaxonă ne-a adus un beneficiu. Asta nu înseamnă că orientarea psihiatrie rusească Pavlovistă așa mai care poate că a fost folosită în alte scopuri decât cele științifice, pentru că vremurile au permis-o. Uh, percepția față de spital de psihiatrie uh, era încărcată de foarte multe lucruri subiective și, și încărcată negativ, încât oamenilor, uh, chiar dacă aveau copii, spre exemplu, pentru că trebuie să răm... realizăm că Orice părinte este preocupat de soarta copilului lui și de, de evoluție de dezvoltarea lui e, psihologică, acolo unde se semnalau asemenea probleme, e, nu se discuta, nu se comunica, e, se încerca cât se putea de mult să se ascundă o asemenea problemă. E, un lucru destul de anormal pentru că orice intervenție. Și în cadrul tulburărilor psihice, de la vârste mici, de la 3 ani, de la 4 ani, este normal să-și duci copilul la psiholog, la psihiatru, să vezi etapizat dacă a traversat prima copilărie cu dezvoltare psihosomatică și uh, poate fi pregătit pentru a intra în colectivitate. Pe urmă, la examenele de bilanț, de la școală, trimestriale, anuale, uh, până la intrarea în liceu și orientarea profesională care trebuie să survină, tot timpul trebuie să părinții și oamenii și formatorii și profesorii trebuie să aibă în vedere acest lucru pentru că este foarte important să ne orientăm copiii și să ținem cont foarte mult de calitățile, de abilitățile, de veleitățile lor în formarea lor și în pregătirea pentru viitor pentru că trebuie să recunoaștem la vremurile pe care le traversăm, nu poți să mai impui copilului tău să facă o anumită meserie. Cum era pe vremea noastră când familii de medici trebuiau obligatoriu copiii să, să fie tot medici sau de dragul bunicii, a mamei, a nu știu cărui personaj din familie, cineva venea și ți impunea sau încerca să te canalizeze spre o anumită meserie. Trăim vremuri deschise în dreptul cunoașterii și ar fi și este păcat ca oamenii care, cel puțin părinții care, care au copii de vârstă preșcolară și școlară, cu părinți de altă generație, da, cu alte posibilități de informare și de instruire, să nu-și canalizeze și să nu-și îndrume copiii, și acolo unde efectiv li se spun de psihologi, de psihiatri, de medicul de familie că trebuie intervenit, trebuie să o facă, pentru că uh, intervențiile la vârste mai înaintate, după 18 ani, dacă până în 18 ani, în perioada adolescenței, că aici este perioada cea mai frământată în dezvoltarea unui individ, au fost semnalate probleme de ordin psihiatric, deci probleme care au depășit arealul normalului, da? la testele de, făcute de psiholog, Părinții trebuie să fie foarte sensibili și să înțeleagă că nu este nici de ascuns, nici de vorbit pe la colțuri, nici de cerut o părere a unui nespecialist, sau să închidă subiectul și să lase lucrurile în, în voia sorții. E bine, doamna doctor, tocmai ce spuneați dumneavoastră că suntem, trăim o, o, suntem într-o altă generație, iar copiii din ziua de astăzi e clar că se confruntă, spun între ghilimele, cu o avalanșă de informații. De aici mă gândesc că vin și foarte multe gânduri ale lor. Văd foarte multe lucruri în jurul lor, văd foarte multe nu? care influențează, vedem și ce este da. dincolo de granițele da. țării. Ei bine, lucrurile acestea nu influențează și într-un mod negativ psihicul lor? Da, trebuie să recunoaștem că deschiderea asta post-decembristă la, la toate căile de informare a adus. Oamenii înțeleg că trăim vremuri informaționale, că trebuie să copiii noștri să uziteze de. Absolut toate avantajele acestei te acestor tehnici. Dar, pe categorii de vârste, lucrurile trebuie dirijate, trebuie supervizate, pentru că nu este normal un copil de 8-10 ani să aibă acces la, la, la site-uri care depășesc puterea de înțelegere și de, 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 de responsabilitate la, la ceea ce implică asemenea informații. Da? Pe urmă, Părinții trebuie să nu facă un obicei din a lăsa copilul în fața unui calculator și a nu-i acorda timpul necesar pentru a-l scoate în mediu, a întreține o discuție, a face cu el orice altceva. Deci, de la activități sportive la recreative, la a îndruma să facă un sport, să facă orice altceva activitate care. Să vină în contraparte la utilizarea timpului sau atribuirii perioadei, în locul perioadei de pregătire da, și de instruire, de formare efectivă a copiilor să, să facă în detrimentul utilizării acestui calculator excesiv. Da? Deja se vorbește în patologia noastră de dependența de, de calculator. Deci este o boală. Lucrurile, într-adevăr, că perioada și istoria noastră actuală, la nivel global, mondial, lucrurile stau în felul ăsta, Dar se vede clar: sunt copii care nu mai știu să socializeze, sunt copii care nu mai știu să comunice cu, proprii, cu propria familie, cu frații, cu părinții. Da? De aici și rupturile între, între părinți și copii. De uh, asistăm în cadrul în preghet, consultațiilor care le dăm și prezentărilor care, care ne vin în fiecare zi la, la cabinet, o ruptură fantastică între generații. Să știți, uh, parcă nu mai există niciun fel de, parcă noi, adulții, n-am mai avea niciun fel de valori morale de orice fel pe care să le transmitem. Înțeleg că mediul acesta le creează un, un, o posibilitate de a vedea, de a cunoaște, dar nu totdeauna lucrurile uh, sunt însușite într-o manieră benefică, da? Uh, trebuie să recunoaștem că una este un copil de, de HD, spre exemplu, olimpic, care știe să-și folosească calculatorul și să intre acolo unde îi trebuie, și cunoștințele să le folosească efectiv în dezvoltarea lor. Și, slavă Domnului, vedem și noi în România ce Olimpici avem și ce copii instruiți. Și, în contraparte, uh, un procent extraordinar de mare de copii și de inteligențe care se pierd. Tocmai datorită faptului că se pierde uh, comunicarea între părinți și copii, că ei capătă de la o vârstă foarte fragedă o independență anume care nu le aduce uh, nimic, uh, nimic bun în formarea și în dezvoltarea lor viitoare. Și acești copii despre care vorbim ajung adulți. Uh, ei deja, să spun, uh, pentru că în copilărie s-au dezvoltat așa în această lume a lor, imaginară la urma urmei, Virtual, ca, adulți, da. ca adulți ajung să dezvolte, știu eu foarte timpuriu, știu eu de la 20 ceva de ani, 30 de ani, uh, ceva afecțiuni psihice, vorbim da. aici de depresii, de anxietate. Uh, fără discuție, de la tulburări de adaptare, pentru că am avut cazuri de copii care nu vreau să meargă la școală, numai uh, pe motivul că nu sunt în stare să se adapteze, să socializeze, să uh, admită colectivitate. Da? Ori aceste lucruri, la o, la o vârstă, am avut copii care trebuiau să intre la liceu, în anul întâi de liceu. Avem copii care ajung la facultate, copii foarte buni, și se pierde în anul întâi de studii. Oare de ce? Deci, pro... Păi etape de vârstă, adaptarea la altă condiție de mediu vine din educație, vine din, din felul în care și-a însușit contactul cu lumea, cu lumea reală. Ori copiii ăștia pierzându-se în lumea virtuală este o discrepanță enormă, da? Care îi face să rămână niște dezadaptați, care îi face la un moment dat infirmi în a înțelege, în a pătrunde, în a reuși pe lumea asta. Tot degeaba sunt copii deștepți, dotat, da, cu un IQ ridicat, dacă la uh, modul inserării în lumea, pe etape de vârstă, de pregătire, de nu sunt în stare și de aici se trag ușor, ușor, sorgintea unor tulburări nevrotice la început, pentru că este imposibil într-o într, într -o tulburare de adaptare să nu apar tulburările în domeniul, în sectorul anxietății sau al depresiei, afectivității, da? Adică suferă că nu poate să fie ca ceilalți, suferă că nu poate să performeze, suferă că nu este înțeles. Asistăm pe zi ce trece la o digringoladă cam ex S-a de, de de crescută și numărul parcă pe zi ce trece se, este tot, tot mai mare. Uh, trebuie lucrat, și trebuie să și trebuie să formați uh, școala, părinții. Aici se pierd lucrurile care de cele mai multe ori îi face să ajungă să nu se recunoască, să nu se identifice. Ajung la maturitate fără să aibă un ideal de eu. Da? Fără să știe ce își dorește pe lumea asta și cum vrea să evolueze. Într-adevăr că vremurile s-au schimbat și parcă prea, prea repede vor bunuri și pun preț pe bunurile și pe valorile materiale. că îi vezi că vor mașină la... 18 ani vor bani, ori nu este firesc să gândești sau să te bucuri, să te mulțumești, numai cu condiția pe care ți-o asigură părinții, da? Fără să gândești că la rândul tău trebuie să dai și tu același tribut, trebuie să ai și tu copii pe care trebuie să-i susții, să-i îngrijești, să-i sub... da? să formezi exact cum ai fost și tu la rândul tău. Aici cred că s-au pierdut foarte mult din valorile noastre morale și uh, parcă deschiderea asta a noastră, pe s-a venit cu o degringolată enormă, pentru că, într-adevăr, ne convine să fie, să ne vedem, să simțim, să gândim că trăim ca afară, da? Într-o lume, într-o societate care secole de rândul s-a așezat și și-au pus valorile pe, pe pe capitole și oamenii și-au însușit-o, da? Și oamenii trăiesc într-o anumită formulă. Deci, modelele astea de import, de a, de a copia, nu cred că de la noi, din interiorul nostru, trebuie să vină lucrurile și esențele, încât generațiile care urmează după noi să vină cu aceste informații pe care le culege și cu, cu câtă ușurință accede, da? să le folosească și să aducă un plus general, pentru că nu se poate o societate să progreseze fără valori și fără, fără oameni care să aducă ceva pentru um, bunul colectiv, pentru binele colectiv, pentru a gândi că ne dorim să trăim într-o lume mai bună, da? Și noi și copiii noștri. Dar fiecare, în dreptul nostru, trebuie să aducem acel mi minim aport, da? Ca să facem viața și mai plăcută ambianța și calitatea vieții, să o, să o simțim și în România, la fel ca, ca afară. Și atunci, în aceste condiții, doamna doctor, cum ar trebui să procedăm noi părinții, astfel încât nici să, să nu ne lăsăm copiii, adică să îi îndepărtăm în totalitate de ceea ce înseamnă tehnologie, că, așa cum spunea și dumneavoastră, este utilă și la școală, în educație, dar nici să îi îndepărtăm de noi. Adică cum să, să îi satisfacem așa din aceste puncte de vedere? comunicare Diana, rămâne primul, prima cale și instrumentul prin care, într-adevăr, că meseria de părinte nu învățăm din manuale, că ar fi foarte ușor să deschidem la pagină, la capitol și să găsim rezolvarea la problemele copiilor noștri. Nu, trebuie și răbdare, și tenacitate, și consecvență, și a permanentiza un contact cu copilul tău, o legătură în, pe toate planurile, și profesional, școlar, da? dar și extrașcolar. Viața de familie să îi aducă copilului acel plus de echilibru, de căldură, de, de afecțiune care să-l facă să capete încredere în el. Pentru că odată un copil, un adolescent, care știe ce vrea, știe ce își dorește, este imposibil să nu găsească sprijin în familia pe care o are, la părințele pe care le are. Da? Uh, și de o parte și de alta, lucrurile ar sta extraordinar de bine dacă ar fi suficientă comunicare, suficientă sinceritate. Adică, părintele să nu fie nici prea agresiv și nici să-și pună copilul la colț, că, vedeți, bătaia nu mai este ruptă din rai, așa cum o știam și noi. Nici nu e o soluție. Că nu există nu. alte metode și Dumnezeu ne-a lăsat cuvântul, da? Este mare lucru să, să poți să discuți cu copilul tău, să fie sincer și apropiat când are o problemă, pentru că îi vedem și noi, adolescenții, tinerilor noastre, zilelor noastre, au poate mai multe probleme decât am avut generația noastră, pentru că am traversat niște vremuri mai puțin permisive, am trăit niște vremuri după care poate tânjesc unii, după liniștea și după faptul că era relațiile de familie și sociale, chiar dacă inechitatea exista și există, sunt convinsă și acum, da? Dar nu se poate să nu gândești că trebuie, ca părinte, să-ți duci copilul într -o, pe un drum pe care și-l dorește, în primul rând. Din discuțiile, chiar fragmentare, de la o zi la alta, știi, ca părinte, că trebuie să-l susții, să-l ghidonezi, să-l coordonezi, să-l orientezi și să-l sprijin în tot ce face. Uh, nu cred că există uh, lucru pe care să nu poți să-l discuți cu părinții ca copil. Într-adevăr că îi vedem că s-au îndepărtat, că s-au răcit, că s-au înstrăinat de, de familia. În, și vremurile sunt un pic cam, uh, cam uh, incerte, pentru că mulți copii au fost lăsați, și vedem și noi istoria ultimelor decenii, da? uh, separarea din, de Părinți, părinții plecați la muncă în străinătate, copiii rămași în grija persoanelor care nu-și asumă răspunderea. Și aici intervin mari drame, și pe fondul acestei carențe afective. Te rog să mă crezi că am avut copii și cu depresii la vârste pe care literatura noastră nu citează. Am avut cazuri în care dramatice, pot să spun, da? Deci, Trebuie să realizăm că, în ciuda faptului că vremurile sunt mai permisive în ceea ce primești, privește accesul la informație, da? uh, nu toți copiii se bucură și nu toți copiii știu să o folosească în, în scop personal benefic. da. Atunci când un copil, un adolescent, vine la dumneavoastră în cabinet, uh, când îl întrebați ce la pasă, ce grijă are, de regulă cam ce vă răspund copiii. În funcție de, de situația familială și mai ales de, de rezultatele școlare, sunt de multe ori, vezi, că nu sunt în stare să concentreze la ore, nu sunt în stare să acumuleze pentru că în psihicul lor se întâmplă de cele mai multe ori și mai ales în perioada adolescenței uh, niște traume și pentru că psihologic psihicul lor nu este dezvoltat nu are toate instrumentele da? cu care să uh, se ajute și este explicabil de ce trebuie să vorbească cu psihologul, cu dirigintele clasei, cu psihologul școlii acolo unde este, să cea de la un cabinet de psihologie, pentru că nu strică de foarte multe ori, vin cu teamă și cu reținere în cabinetele noastre copiii și adolescenții, dar le ofer șansa și prin discuția directă și pentru că și eu sunt părinte și știu ce, prin ce am trecut de la o etapă la alta în pregătirii copilor mei, le dau posibilitatea să se cunoască pe ei înșiși. Pentru că nu spun de la prima, prima vizită tot ce apasă. Unele din reuținere, alții din rușine. Sunt tot felul de sentimente care, care încearcă. Dar mă bucură de multe ori când sunt de acord să fac testul psihologic. Le explic că psihicul e ca o sferă în care fiecare segment de sferă este o funcție psihică. E. Din armonizarea tuturor funcțiilor psihice, la 18 ani individul capătă contur, capătă identitate, da? E. Dacă una din aceste funcții psihice nu se dezvoltă, rămâne în urmă, în ghilimele, este uh, distorsionată, nu este așa cum ar trebui încadrată psihometric în regimul normalului, lui ce anumim noi psihologii, psihiatri, da? E, aici, văzând ce funcție psihică este ne la locul ei, putem să intervenim prin ședințele de terapie, prin medicație, acolo unde se impune, să reglăm lucrurile și să aducem în armonie cu, cu, celelalte funcții psihice și cea care, care, a rămas în urmă sau care e nedezvoltată sau care este anormal. Da? Pentru că trebuie să recunoaștem că se întâmplă și lucrul acest. E, lăsate nepuse la punct și neintervenind, credem că pe fondul acesta se dezvoltă o psihopatie, deci o tulburare de personalitate și slavă Domnului, vedem comportamentali, mai ales, da? Excentrici zilelor noastre, că trădează. Este imposibil să nu-ți dai de seama, chiar ne-a că ceva intrapsihic, acel ins trecut de 18 ani, afișează, da? E, nevrozele, departe parte, și psihozele sunt marile clase de, de patologie care ne. Întâi poate să survină o nevroză anxioasă, o teamă de ceva că e de profesorul de matematică care poate să-l lase corigent, că este de părintele agresiv și, și dominator, părintele cu care nu are o relație bună. Deci, cauzele, psihogenie a traumelor oriunde în, există oriunde în, în jurul lor și în mediul de formare și social și familial, da, de aceea părinții trebuie să fie foarte atenți. Și când ceartă copilul și când nu-l ceartă. Adică totul trebuie făcut cu măsură, da? Trebuie convins, trebuie în primul rând să permite tânărului să se cunoască. Pentru că trebuie să recunoaștem în vârtejul ăsta al, al vieții pe care o, trebuie să o, să o traversăm cu toții, trebuie să, să ne adaptăm de multe ori lucrurile sunt făcute superficial, sunt uh, ignorate sau uh, tratate cu mare, mare superficialitate. Și atunci te întreb ca părinte la 18 ani, la 19 ani, când copilul trebuie să meargă la facultate, să ia bacul, te întrebi oare de ce nu a performat, oare de ce a rămas în urmă, oare de ce are un grup uh, stradal din care face parte și cu care... S-a identificat, dar s-a identificat în sens negativ. Deci avem copii care se droghează și un lucru care m-a decepționat, că nu se incriminează consumul de etnobotanice. Atenție, părinți! Deci, legiitorul nostru în România a subliniat faptul că consumul de etnobotanice nu se... Nici cel puțin efectele nici cel puțin uh, să permită uh, cuiva, că este medic terapist, că este medic urgentist, să intervină și să-l să ajute, pentru că am avut cazuri în Buzău da, de copil care a decedat din cauza da, folosirii etnobotanice. Este o problemă a vremurilor noastre care credem că nu este stăpânită din niciun punct de vedere și faptul că lăsăm copiii noștri să uziteze de asemenea în, în pe care literatura nu le are trecute în, în scripte, da, mm. nu știm cu ce să intervenim, nu se știu efectele. Deci, numai după câțiva ani vom vedea impactul și după ce vor... Uh, surveni studii, pentru că ca să poți să creezi un antidot, trebuie cercetare, trebuie să bani alocați. Ori, nu știu, te rog să mă crezi că pentru mine este o mare problemă aspectul acesta. De ce? De ce legiuitorii noștri nu spun pun problema în niciun fel cu apropo de, de viitorul copiilor noștri, da? A generației actuale. Adică libertate este legiferată, dar în ce fel, de ce se bucură acești copii? Deci, vom vedea, și este dureros ce spun, peste câțiva ani, în ce fel au e ce efecte și în ce fel au distrus minți, capacități și suflete, pentru că este demonstrat deja, leziunile produse, nu putem interveni nici la drogurile de mare risc, nici la drogurile cunoscute, da? Deci foarte grav. Deci uh, un semnal de alarmă pe care ne stră la strălat și sper să ajungă la cât mai mulți părinți în special, pentru că ei sunt cei care trebuie să vadă primii schimbările în comportamentul copiilor, mă gândesc și atunci să apeleze la ajutorul medicilor. Ne-a mai de aduceți mereu în prim plan cazuri care comit deja fapte antisociale de o gravitate extremă. Deci, nu este normal să stăm comunitate, societate în care milenului trei să asistăm impasibil la asemenea cazuri, da? Este o irresponsabilitate care depășește Orice entitate de-a noastră psihiatrică. Deci, îmi pare rău că trebuie să o spun, și aici uh, înțeleg de ce americanii din 4 în patru ani mai scoate o carte de psihiatrie și uh, remodelează, nu numai că redenumește, dar efectiv, plecând de la incidența tulburărilor pe care le întâlnește în populație, testând populația în masă. Vine cu, cu noutățile și arată: uite ce se întâmplă în. Oare la noi, dacă tineri ar fi monitorizați din punctul ăsta de nu numai din, din punct de vedere psihologic, să poți să iei și să evaluezi și să, să intervii. Dar fenomenul, trebuie să recunosc că e scăpat de sub control, că nimeni nu-și asumă riscul. Nu știu cum se vând în continuare, deși știam că au fost scoase în afara legii, da? Nu, Încă se vând așa, ilegal, și știm și noi lucrul acesta, Pii. dar puterea nu stă nici la noi și nici la dumneavoastră, din păcate. Da, dar vedeți, să-i pierd atâția copii buni și atâtea suflete distruse și atâtea familie, pentru că am uh, pacienți, uh, impactul asupra familiei este devastator. Este devastator. Cu siguranță. Este nevoie acum să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim în câteva minute. Am revenit din pauza de publicitate, alături de mine o am pe doamna doctor psihiatru Maria Cristache. V-aș ruga, doamna doctor, să vorbim despre tulburările psihice pe care le dezvoltă un adult, și spuneam eu la începutul emisiunii despre ceea ce înseamnă o simplă astenie de toamnă sau de primăvară da. și cum de aici da. ajungem să dezvoltăm afecțiuni mult mai grave. Când ar trebui să ne îngrijorăm? perioada asta de toamnă, de trecere de la un anotimp la altul, deși anotimpurile noastre nu mai sunt cum le știam, trecerile se produc brusc, uh, variațiile mari de temperatură de la o zi la alta, de la un anotimp la altul, deja se răsfrânge asupra psihicului nostru. Uh, schimbarea orei iar că va trebui să trecem la ora de iarnă, poate se scoate, am înțeles. Eu, Uniunea propune să nu se mai trecem pentru că uh, influențează negativ psihicul omului, da? Perioadele astea de trecere incumbă și cere psihicului și organismului în general să se adapteze din mers la schimbări bruște. Ori, organismul este și el un tot unitar, dar organele nu poate să reacționeze pe măsura solicitărilor, da? Creierul este primul. Și cel mai sensibil dintre ele, da? Ajunge persoana să nu doarmă, ajunge să nu mai fie în stare să-și ducă la bun sfârșit obligațiile de serviciu, ajunge să intre într-un cerc vicios în care astenia fizică și cea psihică ulterior se instalează, iar pe fondul neprezentării la un specialist, a neintervenției, a faptului că nu cere la un moment dat o consultație, o părere de specialist, Lasă lucrurile să treneze și am avut de foarte multe ori surpriza ca la noi să ajungă pacienții în momentul în care s-a instalat deja o tulburare anxioasă cu e conotații de atac, de panică, de fobie, de tot felul social, de teama de a ieși în public, de teama de a sta în spațiu închis, de teama de a rezista 8 ore la, la serviciu, da? Și ulterior depresia, pentru că anxietatea cu depresia fac casă bună, una este umbra celelalte, da? Deci pacienții nu mai dorm și îi sfătuiesc în perioada asta, dacă peste timp de 10 zile, nu, în condițiile în care trebuie să recunoaște, că la noi oamenii fac automedicație și și-au așa, după ureche, la recomandarea cuiva, sau chiar din farmacie să ducă să le dea, că se merge acum pe produsele homeopate, da? Sunt bune, dar nu reușesc în totalitate, pentru că o insomnie la adultul tânăr, care trenează mai mult de trei săptămâni, ascunde, de fapt, o depresie. Oamenii nu realizează și nu știu și nu avem pretenția să, să știe, dar se întâmplă să ajungă la noi când forma de depresie este medie sau severă când intervenția este mai greoaie și medicația obligatorie. În general oamenii fug de medicație psihotropă, da, dar trebuie să înțeleagă că este singura formulă singurul mod în care poate să-și recape, de cel puțin la persoanele active, da? care trebuie să meargă la servici, să performeze, sau, și slavă Domnului, acum cu, folosim informatizarea, dar solicitarea psihicului este enormă. Pentru că vedem noi medicii, de când ni s-a impus sistemul informatic, și eu, muncim și efectiv a trebuit să tragem să ne aliniem la niște cerințe care, credem că nu a fost chiar ușor. Chiar dacă am sporit numărul de personal, da? Trebuie atenție și efectiv. Psihicul tot timpul este încercat, bașca când îți mai vin și obligații în plus, când trebuie să, să le rezolvi contra viața noastră s-a complicat și s-a complicat cu un stres în plus în fiecare zi ne este dat să vedem că ceva se întâmplă cu noi, da? Că, într-adevăr, mergi la serviciu și știi că ai 14 consultații în 7 ore, dar în astea 7 ore este imposibil să nu-ți vină cazuri și mai dificile, este imposibil să nu tragi de unul mai mult, să-i aloși mai mult timp, deci nu poți să lucrezi cât ne-ar ne impune calculatorul să lucrăm așa de matematic încât să ieșim după 8 ore și relaxați și apt să mai facem ceva, da? Deci trebuie să privim lucrurile cu, cu foarte mult realiz, da? Fără să ne dăm seama germenii unei tulburări nevrotice își face apariția și perioada asta, ai semnalat-o foarte bine, este perioada în care apar tulburările nevrotice de sezon, depresiile de sezon, pentru că scade ziua lumina, nu mai suntem așa de activi. Faptul că ne gândim că vin zile închise, că scadă ziua și crește noaptea, ne face un pic mai sensibil și mai depresiv și mai introvertiți. Gândim că mai mult ne aplicăm asupra psihicului, intrapsihicului. Asupra problemelor noastre, și acolo unde n-ai avut rezolvare toată vara, nu ți l ai pus în. Acum parcă te frământă și mai mult că nu-ți-ai la, la... Nu găsit rezolvare. E. În perioada asta, și organismul și umorile organismului s -s mai deficitare, da? Și boli de sezon organice, ca ulcerul, spre exemplu, gastritele, da? De compensările tiroidiene. Vedem și noi la, la femei mai frecvent, da? vin cu aceste, aceste probleme. Chiar dacă la noi sunt semnalate problemele de ordin psihic, de multe ori în spatele lor descoperim și efectiv prin analize, prin investigații, prin examinările uh, suplimentare, găsim și descoperim o mie și una de probleme. Deci, Vremurile s-au schimbat. Oamenii trebuie să fie informați. Oamenii trebuie să la primul semnal, da, că lucrurile, că vede că psihic, organic, ceva se întâmplă și durerea fizică și psihică persistă. Deci nu este o problemă să să scau sănătatea, pentru că asistăm, pe zice Trece Dragi buzoieni, la cazuri cronice, la cazuri stupide și descoperim noi medicii care nu suntem de specialitate, cazuri grave de cancer, cazuri grave de, de hepatite, uh, virus C, care face ravage și care este cel mai agresiv dintre virusurile. Deci nu ne neglijăm, pentru că a ajuns în stadiu de boală severă, intervenția și medicația și faptul că devii invalid, nu poți să mai lucrezi, nu poți să mai vezi de familie, nu poți să mai fii tu. Deci, Medicamente sunt și slavă Domnului. Uzităm de medicația ultimilor ani care efectiv a făcut miununie în psihiatrie, da? Permite omului să-l refaci, să-l redai societății, să poată să-și reia viața în familie și, și, în societate. Dar cu ce costuri și cu ce prețuri, numai noi știm, da? Deci, de la primele semne de, de boală, care poate să fie scăderea Interesului, a plăcerii, faptul că te retragi, faptul că nu mai ai chef de nimic, faptul că nu-ți mai convine nimic la serviciu, că șeful nu mai este șeful de înainte, că uh, și colegii te irită. Că am avut cazuri când spunea o pacientă că până și vocea colegilor mai ridicată îi creează disconfort. Deci, psihicul și creierul ajunge la un moment dat. Psihicul ăsta și că eu le explică, nu este un gumilax de care să tragem așa în toate direcțiile. Trebuie și el menajat, trebuie protejat. Dar trebuie să ne achităm în același timp de obligațiile pe care le vrem pe care le avem la serviciu la... trebuie să performăm, că la urma nu ai făcut o meserie, n ai învățat nu te-ai pregătit atâția ani indiferent de nivelul pregătirii da? să nu poți să fii apt încât să-ți faci treaba mai ales de calitate și să să fii mulțumit, pentru că dacă zilnic nu ești mulțumit de ceea ce faci nu-ți asigură acel perpetu mobilă de a merge înainte da? Adică nu poți să ții din insatisfacție. insatisfacție. Iar psihicul nostru, dacă nu este în parametri, cât de cât, da, nu avem cum să performăm, nu avem cum să, să fim noi înșine. Deci, mai, o dihne mai multă, chiar dacă nopțile au crescut și o să crească în continuare, se reduce și, și ziua lumină și um, o alimentație echilibrată, da? Slavă Domnului, toamna vine cu cu un arsenal întreg de vitamine da, și de, de nutrienți care nu avem în timpul verii. Există formulă și fiecare în dreptul nostru de acum ne cunoaștem da? să facem ceea ce trebuie pentru noi. Cu alte cuvinte, ne spuneți dumneavoastră că atunci când are loc schimbarea de anotimp sau schimbarea de oră, este normal ca organismul nostru să se resimtă. Însă, în mod normal, trebuie să ne revenim la, la starea noastră obișnuită după câteva zile, știu eu, de da. adaptare trebuie premeditată, trebuie gândit că sau dacă în anii anteriori știi că toamna, primăvara ai avut episoade chiar și ușoare, trecătoare, atenție dacă acele episoade se repetă, dacă acele simptome au re reapărut. Este un semn de întrebare și poți să ceri ajutorul specialistului, poți să mergi să-ți faci o examinare, o psihometrie la psiholog, să vezi cât este gradul de anxietate, cât este gradul depresiei. Pentru că nu mai trăim vremurile atât de, 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 de inculte și de nepermisive încât să nu îți dai seama că ceva se întâmplă cu tine, da? Avem și pacienți exagerați care vin și ne semnalează lucruri nesemnificative, dar avem și oameni, și spre surprinderea mea, acolo unde nu mă așteptam ce, cel mai puțin, oameni cu o pregătire și oameni care au citit și oameni care s-au informat, acceptau foarte greu ideea că persoanei respectivei se poate întâmpla ceva. Da? Deci să nu fim fataliști, să credem că nouă nu se poate întâmpla nimic, pentru că nu este așa. Nu este așa. La oricare din noi, în orice moment, și fizic și psihic, sănătatea poate să, să lase de dorit. Da? Deci, nu este o cum să spun, un lucru de netrecut. Dar, dacă îți organizezi un pic viața, dacă îți faci un program de, și de activitate, și de somn, și de repaus, dacă alimentația este, îți respecti orele de masă, dacă nu exagerezi, că toamna la români vine cu... recolta bachică și cu... cu, cu avem un segment de patologie... Acum care ne dă sigur ne va da de, de că am pacienți care până când n-au terminat budana cu vin, n-au -au ac acceptat să-i aducă familia să interneze sau să reia tratamentul. Deci, așa cum boala ulceroasă și pacientul cu ulcer știe că trebuie să țină regim, și să-și ia medicamentele antiacidele da? și antispastice, așa și pacienții noștri, mai ales cei care deja au făcut un tratament și deja se știu că o tulburare nevrotică, trebuie să aibă în vedere faptul că ușor ușor trebuie să-și reia tratamentul, să se reevalueze și să uh, nu lase ca lucrurile să ajungă într-o formă severă de boală. Pentru că asta înseamnă internare, asta înseamnă rupere de mediul tău, da? Ne spuneați dumneavoastră că depresia și anxietatea fac casă bună împreună. Vreau să vă întreb: cum ajung ele să se dezvolte în mintea noastră? Au așa o cauză comună? Țin cont de statut social, de probleme, de copilărie, de cum apar ele? Ați reușit să A, identificați ai pus cauzele? Foarte frumos problema. Da, de când ne naștem? Poate și. Din, de când suntem, de la embrion în sus, da? Purtăm ereditar germenii unor tulburări psihice și este dovedit, avem studii în anumite entități psihopatologice, acolo unul, unul din genitori a fost purtătorul unei boli severe, pe exemplu, depresie majoră, a unei schizofrenie, a unei tulburări afective bipolare. Șansa este de cel puțin 50% din descendenți să -o, o aibă, da? Pe urmă, independent de ereditate, dacă mediul de viață, familial, da? Social, pe de întregul da? A fost permisiv cu tine, nu a ajuns să faci boala. Dacă ai fost un om echilibrat, un om că informat, care ai ținut și ți-ai creat singur o condiție, da? și un respect, o autostima a funcționat, nu ajuns să faci boana. Dar am avut și cazuri când, unde ereditatea n-a fost pe primul loc, sensibilități de un anumit ordin fac ca individul să dezvolte aceste, pentru că psihicul iar revin la sfera aia. Nu este, um, cum să spun, intangibilă, nu este um, de ne, um, lezat, da? așa cum te lovești și trebuie să te duci la doctor să te coasă, să te panseze, e și psihicul ăsta trebuie să-l înțelegeți că este la un moment dat devine fragilizat datorită traumelor, șocurilor, stresului, da? Pierderea unei persoane dragi, gândiți-vă. Deci, în cultura noastră ortodoxă, da? Porți doliu șase luni, porți doliu un an. Oare de ce? Pentru că știi că un an de zile ești afectat, da? Cel puțin. Șase luni în patologia și în literatura noastră de specialitate. Deci, am avut situații când o depresie de doliu s-a transformat într-o depresie de, 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 uh, severă, da? Care a trenat poate ani de zile la unii pacienți. Deci, suntem potențialii unei turburări, de asemenea factură, numai că anxietatea este și face parte din psihicul nostru, ne ajută, este cea care intervine să ne apărăm. Spre exemplu, la o catastrofă, la un cutremur. Primul lucru ți se face frică, da? E, frica asta ar trebui să o înțelegem și să o folosim încât să ne apărăm de ceva rău. În momentul în care se creează breșă intrapsihică, anxietatea se dezvoltă și omul, persoana respectivă, nu mai poate să oprească, nu mai poate să intervină. De la o anxietate generalizată în care tot organismul, tot corpul, tot psihicul tremură, la mod figurat spus, în cea parosistică, în atacuri de panică, da? în obsesiv-compulsivă, tolburarea noastră, când omul deja știe că trebuie să aibă un comportament de evitare, să să ocolească acea nenorocire, acea catastrofă care îi produce rău, deși acel rău nu există în realitate. Îți dai seama intrapsihic în ce fel lucrurile sunt distorsionate, de crede că acușa ci moare, că se sufocă, spre exemplu, pacienților. Da? Sau ajung la UPU, la doctorul Zoican, cu palpitații și cu senzație de sufocare pe laringe. Lucru care este numai intrapsihic. Și sunt atâtea cazuri de ale noastre care ajung prin serviciile de cardiologie, de interne, pe stomac, de nevroză, înțelegeți, un colonul iritabil. Am avut cazuri de gastrit, am avut de pacienți care -au, au făcut investigații peste investigații și de fapt nu, au, s-a găsit nimic. Deci, tot plecând de la aceste breșe intrapsihice, răsunetul pe organ, angoasa se cheamă, da? De la sufocarea la laringe, inima o palpite, dacă îi, faci, îi pui stetoscopul și îi face ekg nu, nu există nimic, nimic. Deși Eu... pacienta simte că îi iese inima din în formula asta. Deci sunt lucruri pe care de acum oamenii și buzoienii noștri trebuie să le cunoască, trebuie să facă un pic deosebirea nu trebuie nici ignorată o tulburare anxioasă pentru că poate să ascundă o tulburare organică, o tulburare de rit cardiacă, o problemă organică la inimă, da? Un control la specialist nu face decât să clarifice lucrurile și acolo unde se impune. Sunt fel convinsă că niciun coleg de-al meu nu dă medicație în plus decât atât cât se cuvine, încât omul să își rezolve problema și să capete stare de sănătate bine meritată, da? Dar primul pas spre vindecare este să vină la ușa dumneavoastră și să ceară ajutorul. Se tem să vină la dumneavoastră să ceară ajutorul? Uh, nu, în ultimul timp asistăm la, la o creștere a adresabilității și asta este un lucru bun. Dovadă că oamenii văd la televizor, uh, încep să fie informați, și nu mai uh, tratează cu rușine și cu, cu nepăsare sau cu, cu teamă, cu rușine de, de, de comunitatea în care trăiesc, că se duce la psihiatru. Într-adevăr, că mai persistă și avem și noi de multe ori surpriza uh, să fie etichetați ca nebune oameni care nu au nici pe departe și să scăpăm din vedere cazurile care... Uh, ajung să comită nenorociri și abia după ce se întâmplă ca în comunitate să se ia aminte, da? de asemenea caz, să ne punem întrebări că ceva s-a întâmplat cu persoana respectivă. Există în toată lumea și te rog să-mi dai voie să pledez pentru îngrijirile de tip comunitar. Deci niciun ins dintr-o comunitate nu este lăsat de izbeliște știi că a fost internat la spital, vin acasă, echipa care se ocupă, din care face parte un asistent social, un asistent medical și medicul, și îi dă tratamentul. Cel social se ocupă de condiția să ai, aibă căldură acum iarna, să aibă un confort, da? Deci nu lăsați de izbeliște oamenii așa cum se întâmplă la noi, cum îi vedem pe stradă, da? Deci este o rușine și, credem nu aduce niciun plus de calitate vieții în care trăim, că poți să ignori sau întorci spatele la vecinul care îl vezi că nu mai este omul care a fost, la bătrânelul care abia să terește și oameni poate care au fost ceva în societate, îi vezi cu mâna cerșind la colțul străzii. Sunt lucruri atât de dureroase și, credem nu onorează pe nimeni, nici legiuitor, nici ales, nici senator, nici... Deci, nu se poate să lăsăm lucrurile chiar în, să meargă în asemenea atitudine și în, în, în acest sens. Da? Doamna doctor, vă mulțumesc foarte mult pentru sfatul. Mare rog că tipul trece așa repede. Trece la voi. foarte repede, da, dar trebuie să ne promitem una alta, ea că ne vom mai întâlni aici. Cu toată dragostea pentru Buzei, cu tot respectul. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit și astăzi. Eu vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci vă doresc numai bine.